Președintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat la Festivalul Internațional George Enescu cu fluierături și huiduieli. Șeful statului a venit împreună cu soția sa la evenimentul de la Sala Palatului, dar nu a părut foarte afectat de atitudinea celor care protestau. Iohannis a salutat lumea, iar apoi a intrat zâmbind în clădire. Colega mea, Dana Stănilă, are detalii. Dana, bună seara! Ce i-a nemulțumit pe oameni? Bun găsit, i-au reproșat o serie de lucruri președintelui Klaus Iohannis, între acestea faptul că și-ar petrece mai mult timpul prin concedii de când a ajuns la Palatul Cotroceni decât la serviciu, asta în condițiile în care președintele Klaus Iohannis și soția sa se află la prima ieșire publică de acest gen de la întoarcerea din concediu și, de asemenea, i-au mai strigat faptul că mai mult vorbește decât să facă unele lucruri ce trebuie făcute. Vorbim despre un grup de 6-7 persoane care, de asemenea, l-au huiduit și fluierat pe șeful statului în momentul în care acesta a ajuns la Sala Palatului. Președintele participă în acest moment alături de soția sa la deschiderea Festivalului George Enescu. La același eveniment participă și alți politicieni, premierul Victor Ponta, de asemenea fostul președinte Ion Iliescu sau primarul capitalei Sorin Oprescu. Președintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat cu fluierături, huiduieli și vorbe aspre de un grup de oameni adunați în fața sălii palatului. Șeful statului, care a venit împreună cu soția sa, Carmen Iohannis, la deschiderea Festivalului Internațional George Enescu, a continuat însă să zâmbească și chiar a făcut cu mâna celor prezenți, în ciuda scandărilor la adresa sa. Apoi s-a îndreptat către un grup de cunoscuți pe care i-a salutat și cu care a dat mâna fără a părea afectat de grupul de manifestanți care continuau să strige în spatele său. Oamenii au reproșat președintelui faptul că a petrecut prea mult timp în vacanțe. Concediul ăla care l-a avut de 50 de zile să-l facă de 500, că altceva nu știe ce să facă. Ce alte reproșuri au mai avut oamenii? Domnul președinte a aprobat legea, cu triplarea sau dublarea sau de 5 ori salariul lor, a demnitarilor. Dar profesorii și medicii când? Nu le rușine care din ce trăie, din chirii, are din meditații, au bani. Ea se plimbă, se îmbracă pe banii românilor, nu se poate. Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu se desfășoară între 30 august și 20 septembrie și aduce în capitală artiști și formații de nivel mondial care vor concerta pe scenele bucureștene timp de 22 de zile la Sala Palatului și Ateneul Român.